Seara asta cu care noi începem sabatul are în ea o frumusețe specifică. Lupta dintre întuneric și lumină se duce puternic la limita dintre zi și noapte. Am văzut o până acum câteva momente când ne-am rugat pentru deschiderea sabatului. Era momentul acela de luptă între lumină și întuneric. Sabatul în sine este de asemenea un alt moment special în care există o altă zonă de limită între sfânt și nesfânt, între Profanul zilelor noastre și ziua specială a lui Dumnezeu. Și, și bătălia asta între profanitate și sacralitate, și asta am trăit-o în sufletul nostru, atunci când ne apropiam de Sabat și ne pregăteam de Sabat, ne-am strâns la rugăciune și. Am lăsat în urmă un timp obișnuit, plin de probleme omenești, pentru ca să intrăm într-un alt timp, de o calitate superioară, care este timpul lui Dumnezeu, care l-am închinat lui Dumnezeu și care ține de sfințenia lui. În mijlocul nopții, faptul că trăim într-o casă luminată mă face să înțeleg că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit -o. Datorită acestei imagini prin care poporul lui Dumnezeu este asemănat cu o Cetate pe un munte, în așa fel încât ea nu poate să rămână ascunsă nici ziua, dar nici noaptea, datorită faptului că acolo, în cetatea aceea de pe vârful muntelui, întotdeauna este o zonă de lumină pentru a atrage atenția, pentru a atrage călătorii, pentru a atrage pe cei rătăciți spre locul de siguranță. Datorită faptului că biserica se aseamănă cu o cetate de felul acesta, ora asta de sabat care este așezată la începutul sabatului, adică în zona de seară, are o importanță deosebită pentru noi toți. La creațiune, fiecare zi începea cu... Vă aduceți aminte, a fost o seară și apoi o dimineață. Ziul, adică momentul care condiționează toată ziua, este seara. Cum îți închei seara în mâinile căruia te pleci pe pernă, aceste lucruri condiționează ziua care urmează. Pentru că cu cine te pleci pe pernă seara, te vei trezi în zori dimineața. El în ultimul gând al serii, el în primul rând al dimineții. Am îndrăznit să rămân puțin asupra importanței acestui moment de strângere la oaltă de vineri seara, pentru că reprezintă un soi de pârgă a tuturor lucrurilor și a oricărei închinări pe care noi o realizăm în toată ziua de Sâmbătă. Sunt Oarecum se adună aici cele din tâi roade. Cele din tâi roade pe care le dăm lui Dumnezeu acum. Momentele în care în ciuda oboselii, în ciuda alergării, în ciuda stresului care poate că încă mai pulsează întâmplele noastre, cu toate acestea, Faptul că am venit în aici înaintea lui Dumnezeu în seara asta, seamănă cu acele întâi roade, cele mai frumoase, pe care poporul evreu le culegea. Nu pentru ei. Nu pentru ei. ci pentru Dumnezeu. Îmi imaginez cireșele. Nu știu. Iau și eu un exemplu românesc de data asta. Îmi, am, îmi imaginez cireșele când încep să se coac, coacă, și când copiii stau cu ochii la ele, primele cireșe să le ia ei. Și când dau să se coacă și sunt cele mai frumoase, tatăl vine și le spune, nu, 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 nu sunt pentru voi. Wow! Ați putea să faceți asta copilului dumneavoastră? Și să-i spui, sunt pentru Domnul care îi l-a dat. Ați putea să faceți cumva să înțeleagă? L-ați putea face să înțeleagă? Că aici e toată dilema. Copilul să zică, da, Dule, tată. Și dăle. dale dă Domnului. Ați putea? S-ar putea copilul acela să, căruia îi salivează, eu știu, toată ființa după cele. după primul kilogram de cireș. Copilului acela să reușiți să, tatăl, părintele, să reușească să-i spună. Ascultă, mai bine să nu le mâncăm noi. Haide să le... Dar cine, tată? Asta era bătălia primelor roade. Roadele mult așteptate, roadele prețuite, roadele dorite, nu mie, ci lui. Din ce cauză? Și aici, și aici e totul, dragii mei. Pentru că dacă reușeam să-i facem pe copiii aceia să înțeleagă cât de mult îl iubim noi pe Dumnezeu, încât îi dăm lucrurile atât de valoroase pe care ei le doresc atât de mult, atunci copiii aceia învățau o iubire pe care mai târziu o vor experimenta, o vor crește, o vor maturiza. De asta am spus, mi se pare că minutele astea de seară sunt un fel de cele din tâi roade pentru care se duce o bătălie. Se duce o bătălie între oboseala noastră, și dorința de a-i da lui Dumnezeu primele noastre roade. Și dacă, în ciuda oboselii, cineva poate să zică îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât oboseala, îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât comoditatea, îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice ce ține de mine, dacă reușesc să mă învăț pe mine lucrul acesta sau pe copiii mei, atunci vom gusta o iubire și o dragoste pe care rare ori o întâlnim și pe care vom putea să o dezvoltăm ulterior prin miciile noastre sacrificii pe care le numim jertfe. Jertfe. Aduceți jertfele voastre. De ce, Doamne? De drag, din iubire. Pe fondul acesta al celor din tâi roade, aș vrea să vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca al 12-lea capitol. Versetul 35 la 40. Deci, Luca 12 cu 35. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. E seara, așa e? E noapte, așa e? Încinzeți-vă mijlocul. Aprindeți făcliile. Dar e târziu. Da, e cu probleme, da, e cu osteneală. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Sigur că da. Stăpânul e la nuntă, stăpânul o duce bine, e muzică, e petrecere acolo. În Casa slujilor și în Casa servitorilor nu e petrecere. Ce este în Casa slujilor? Poftiți? Muncă? aranjați camera, faceți ca toate să fie așa la patru ace, să nu scape nicio, niciun amănunt neobservat și pus la punct. Și robul muncește, muncește, pentru că atunci când vine stăpânul de la petrecere, să fie totul gata. E greu să fii slujitor. E greu să aștepți să vezi că trece noaptea. Zice aici Felice de robii aceea pe care stăpânul lui va găsi veghind la venirea lui. Versetul 38 Fie că vine la a doua strajă din noapte fie că vine la a treia strajă Păi sigur e greu să pleci de la petrecere spun robii. Stăpânului. Dar nu te gândești că noi te așteptăm? Haide, vino mai repede, că e greu. Se lasă cu somn, se lasă cu oboseală. S-a dus straja întâia, s-a dus straja a doua, s-a dus straja a treia. Cât să aștepți, frate? Mai poți? Mai dormi? Mai picotești? Sau stai în poziția aceea de așteptător cu mijlocul încins și făcliile aprinse în mână. Seamănă acele zece fecioare, așa este? De fapt, Luca 12, de la versetul 35, paragraful care îl citim, este geamăn cu pilda celor zece fecioare. Nu? Dormi sau veghezi? Ce părere aveți? Um, unii spun, dar până când tot așteptați? Ați spus că vine mirele la straja a doua și n-a venit. Ați spus că vine mirele la straja a treia și n-a venit. Nu vedeți că nu vine? Vreau să vă întreb. Era mai bine să nu fii așteptat la straja a doua? Era mai bine să nu fii spus lumii că mirele vine la straja a doua? Era mai bine? Ultima parte a versetului 38 spune: Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi. Poftiți? Veghind cu mijlocul încins și făcliile aprinse în conformitate sau în paralel cu pilda celor 10 pecioare, cei ce veghează sunt fericiți, cei ce dorm nu sunt felicitați. În cazul celor 10 fecioare, Șansa celor înțelepte a fost că au avut ulei de rezervă. Neșansa celorlalte erau că au crezut că mirele vine la ce strajă? La prima sau la a doua. Dar n-au crezut că se ajunge la a treia strajă. Și când s-a trezit la cea de-a treia strajă, uleiul din vase era gata și de rezervă nu era. Și ele au înțeles că au fost nechipzuite. Ele. Pentru că s-au dus la cele ce aveau ulei din belșug ca să le ceară. Nu mirele le-a spus, sunteți nechipzuite, sunteți neînțelepte, sunteți cum sunteți? Numirele le-a spus treaba asta. Ele și-au dat seama de lucrul ăsta. Când s-au dus în târg după unde lemn, când s-au dus în târg pe drum, n-au zis că sunt nechipzuite. N-au zis, dacă eram puțin mai prevăzătoare să fi luat cu noi, n-au zis treaba asta. Cu siguranță că și-au spus să fi luat cu noi unde lemn. Dacă ele și-au dat seama că sunt nechipzuite, întrebarea mea este ce le-au făcut pe ele? Ce, le ce anume le-a blocat? Ce anume le-a făcut să nu-și dea seama că sunt neînțelepte mai devreme? Adică, putea să-și dea seama că au făcut o greșeală când mai aveau timp să se ducă în piață după un deal. Corect? Că, și așa, mirele a întârziat până când. Târziu, aici zice straja a treia. Ar fi putut să meargă să cumpere unde lemn, dar câtă vreme puteau să meargă să cumpere unde lemn, nu și-au dat seama că sunt neînțelepte, că au făcut o greșeală. Repet, ce anume le-a făcut să nu-și dea seama? Ce anume le-a blocat? Mulțumesc, cineva spune somnul. Foarte bun răspunsul. Somnul. Mai este și altceva? Lipsa urgenței, fraților. Câte vreme se poate, nu e urgență. Omul nu intră în criză. Și câte vreme nu intră în criză, lasă lucrurile Așa cum sunt? Când s-a închis magazinul, când nu s-a mai putut merge în piață, când a început criza, în momentul acela, începe autocontrolul, autocercetarea și te întrebi, de ce nu a fi început cu 5 minute mai devreme? Ce ne împiedică să ne cercetăm pe noi înșine cu 5 minute mai devreme. Cu o oră. De ce nu ne uităm de jur împrejur și să zicem, dar dacă, da, cu ce mă încurcă dacă iau și vase de rezervă ca să fie? De, de ce mă încurcă lucrul? Hai să fac lucrul ăsta. Cunoști stăpânul? Te bazezi pe faptul că vine mai devreme? Te bazezi pe faptul că vine straja a doua, straja a treia? Haideți să intrăm puțin în altă zonă. Spuneți-mi, vă rog, textul spune să fiți ca niște robi care și așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă. Ce anume l-a ținut pe mire până la straja a treia, în așteptare? Pentru că o spățul nu s-a dat acolo. Acum, noi, imaginea pe care vi-am făcut-o la început, nu a fost corectă. Mă așteptam să mă corectați. mirele plecat la nuntă nu s-a dus la ospăț. Matei capitolul 25 cele 10 fecioare spune că mirele a intrat la ospăț când când s-a întors la miezul nopții, după ce s-a auzit strigătul: "Iată mirele, ieșiți în întâmpinare." <coughs> mirele s-a întors de la nuntă și a intrat în sala de ospăți. Și atunci, unde s-a dus mirele ca să se întoarcă, așa cum zice aici? Poftiți? Să aducă mireasa. Cine a ținut mirele blocat până în straja a treia și nu s-a putut întoarce? Mireasa. Foarte interesant. Mireasa. Mireasa nu era gata, mireasa nu era gătită. Mireasa a mai stat, mirele și-a așteptat mireasa. Probabil că fecioarele au zis, fecioarele au fost înțelepte când au zis că mirele se întoarce repede, nu? Că e expeditiv. Ce are de făcut, face la timp și repede. Dar fecioarele ar fi trebuit să ia în considerație nu dorința mirelui, nu puterea mirelui, nu ceea ce face mirele. Fecioarele trebuia să ia în considerație ce anume? Mireasa. Și mireasa întârzie. De obicei? De obicei? Cam asta e obiceiul miresei. Cum să vă spun? Nefericirea face ca mireasa să-și atragă și un titlu de glorie din întârziere. Adică, uite cât îl pun pe mire să aștepte. După cine? După mine. Cine este elementul cel mai important care trebuie să fie așteptat, prețuit, în jurul căreia se mișcă toate lucrurile? Cine? Mireasa. Și pe lângă mire, cine mai stă? Și mai așteaptă. Da? Toată lumea stă și așteaptă Mireasa. Și Mireasa stă liniștită și calmă și spune, Mirele mă va aștepta cât timp. Ori cât. Vă doare felul ăsta de a gândi? Nu-i dureros? Mirele mă așteaptă oricât. Și uite, așa, Mireasa stă. Mireasa stă cu gândul că Mirele, adică Domnul Isus Hristos, o așteaptă oricât. Și asta oferă o zonă de nepregătire. Pentru că Mireasa zice, eu sunt atât de importantă încât. Mirele nu va putea să facă nunta fără mine. Și toate pregătirile de o istorie întreagă și toate pregătirile de atâta vreme, întregul plan de mântuire care s-a făcut până acum, este în funcție datorită faptului că eu sunt importantă. E importantă? Este. Este singurul obiect al grijii lui Dumnezeu care există pe pământul acesta și anume biserica lui. e justificată să zică, datorită faptului că sunt atât de importantă, uh... să facă pe mire să aștepte. Cântarea cântărilor. Deschide-mi. Și Mireasa zice, o, oh, da, tocmai m-am curățit, mi-am așezat mirodeniile mele, tocmai m-am îngrijit de mine atât de bine, atât de mult, tocmai curge smirna în încăpere, e așa de frumos aici. Cum să mă dau jos să-ți deschid ușa? Și afară încântarea cântărilor, și afară e frig, și afară e roa, roa s-a așezat pe pletele lui, mirele este sub cerul liber, din dorința de a, do, din dorința de a ajuta cumva mirea să, să, iasă din starea ei de blocaj, mirele bagă mâna să deschidă. nu în caracterul mirelui să forțeze. nu în caracterul mirelui să bage mâna pe la zăvor și să ridice zăvorul în din ce mireasa este blocată în luxul ei. Și atunci mirele își retrage mâna și ușa rămâne închisă și mirele pleacă. Și în cântarea cântărilor, mireasa se ridică Deschide ușa, dar e prea târziu. Se poate și așa? Se poate și așa? Există varianta aceasta, varianta aceasta atât de negândită, atât de neprospectată de noi care stăm aici, noi care suntem atât de siguri că toate lucrurile sunt bătute în cuie, că putem să stăm liniștiți, că mirele așteaptă, că lumea așteaptă, că fecioarele așteaptă, că toată lumea se mișcă în jurul nostru, noi care suntem în blocajul acesta, s-ar putea să trebuiască să învățăm și cealaltă monedă sau acea față a monedei, cea din cântarea cântărilor, s-ar putea întâmpla ca. Mâna salvatoare, mâna plină de dragoste, care aproape că ridică zăvorul, în ultimul moment să se retragă, datorită faptului că eu trebuie să ridic zăvorul și eu nu mă mișc. Noaptea făcliilor aprinse, dragii mei, este titlul meditației Noaptea făcliilor aprinse. Este noaptea în care oamenii lui Dumnezeu sunt chemați la decizii majore. În timp ce în timp ce biserica, mireasa stă și timpul trece și se gătește sau nu se gătește, fecioarele cine sunt? Cine sunt fecioarele? Nu vi se pare că e foarte ciudat? Că Mântuitorul, prin parabole, ne pune în poziții diferite, în așa fel încât să ne putem analiza propria noastră poziție. Adică, repet, mai pun o dată întrebarea, cine sunt fecioarele? Eu. Eu sunt fecioarele. Și Mireasa? Tot eu. Iertați-mă puțin. din punct de vedere al categoriilor teologice, sigur că da, biserica, biserica cu care se căsătorește Iisus Hristos este biserica biruitoare, este biserica sigilată, este biserica îmbrăcată în insubțire, care este pregătită pentru glorificare. Eu sunt candidat la acea biserică, dar nu știu dacă voi ajunge acolo. Eu fac parte din biserica luptătoare. Nu știu dacă voi ajunge în biserica biruitoare, pentru că nu știu ce va fi ziua de mâine. Dar din punct de vedere al Domnului Isus Hristos, din punct de vedere al îndreptățirii sale, din punct de vedere al sângelui său, eu fac parte din biserica aceea. Eu am tot dreptul să fiu în corpul bisericii numit Mireasa. Și atunci eu am dreptul să fac parte din corpul celor ce sunt mireasa, în același timp fac parte și din cei ce sunt fecioare. Și vă rog să observați această dualitate. Adică eu aștept ca fecioară și nu mă grăbesc ca mireasă. Cine-i vină? Cine-i devină că mă obosesc pe mine însumi? Cine? Eu. Eu care sunt fecioare și care aștept. Aștept după cine? Aștept după mireasă ca să se gătească și, de fapt, mireasa cine este? Este biserica. Și în biserica asta cine trebuie să fie? Eu. Și aștept după mine să mă gătesc și, în timp ce eu nu mă gătesc, obosesc așteptând. Nu ar fi mult mai simplu ca mireasa să se gătească odată și în felul acesta fecioarele să nu mai obosească? Nu știu dacă ați prins această, această dualitate pe care o folosește Domnul Iisus Hristos, dar să știți că motivul pentru care fecioarele obosesc, ostenesc, adorm, intră în criză și așa mai departe, sunt cernute, etc., este datorită faptului că în, în, în zona cealaltă biserica nu se pregătește, nu se grăbește și ținând cont că... Eu fac parte și dintr-o dintr clasă și din cealaltă, ajung la concluzia că eu sunt acela care îmi produc cele mai mari neajunsuri. Eu însumi. E adevărat că Domnul Isus Hristos stă după noi, e adevărat că Domnul Isus Hristos ne roagă să ne grăbim, dar primii care suntem victima uh, Întârzierii suntem noi înșine. Că de aia dormim, că de -aia nu suntem cu în candelă, că de aia aproape s-au stins candelele. În cauza asta. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui, spune versetul 37. Adevărat vă spun că se va încinge. Îi va pune să stea la masă. <coughs> și se va apropia să le slujească. <coughs> Imaginați-vă că stăpânul bate la ușă. Robii care au stat până la treia strajă din noapte, înlemniți în poziția așteptării, în sfârșit deschid ușa, sunt plini de bucurie că așteptarea lor s-a terminat, sunt plini de bucurie că mirele și mireasa sunt acasă, sunt plini de bucurie de bucuria mirelui, Și când mirele intră, sunt gata să-i spele picioarele, Robii să-i spere picioarele Mirelui, sunt gata să-i pună masa, să gata, sunt gata să-i slujească, sunt gata ca și cum n-ar fi fost obosiți deloc. Dar în loc să se întâmple asta, Mirele se uită la ei și le spune, până acum ați așteptat, da, până acum, și ați așteptat. De la straja întâia, a doua, a treia. Ați așteptat atât de mult. Da, am așteptat atât de mult. Păi cum ați putut să așteptați? Păi de-abia am așteptat să vii. Păi și nu v-a fost greu. Da, bine că ai venit. Și în timp ce lucrul ăsta se întâmplă, mirele ia, își întinde ștergarul, își încinge ștergarul, îi așează jos, le spală picioarele ca nodaia de sus și le slujește ca acolo. Mântuitorul avea în minte totul. Când vorbește aici despre faptul că se va încinge, îi va pune la masă, se va apropia să le slujească, Mântuitorul știa deja ce se va întâmpla în camera de sus. Știa. Și le spune că acel moment din camera de sus este prototipul mesei mântuirii din împărăția cerurilor. Când mântuitorul va zice, îți mulțumesc că ai așteptat și la straja întâia și la straja a doua. Îți mulțumesc că ai fost adventist și în 1844, Îți mulțumesc că ai fost adventist și pe vremea lui Luther. Îți mulțumesc că ai fost adventist și în 1900, și în 1970. Și le-ai spus oamenilor de fiecare dată, vine Isus Hristos. Le-ai spus și în 1950. Le-ai spus și în 1850. Și oamenii au zis, dar până când ne tot spui lucrul ăsta? Și... Le-ai spus, păi abia a trecut prima strajă. O să-ți spun și la a doua strajă, o să spun și la a treia strajă și o să spun în continuu, pentru că Scriptura așa spune. Mai bine să-ți spun decât să nu-ți spun. Ce frumos este când în creștinismul întreg ar putea să ia acest mesaj și în ciuda faptului că suntem spre straja a patra, spre ultima, spre dimineață, spre... În ciuda acestui fapt, să spunem încă o dată toți, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Spuneam că Luca 12 este soră cu Matei 25, cu pilda celor 10 fecioare dar mai este soră cu ceva. Ați sesizat paragraful ăsta? Mai are un geamăn. De unde și-a luat imaginea mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. De unde au luat? Iisus Hristos știa tot. Știa cele ce vor veni, dar știa și cele ce au fost. O singură noapte a fost în istoria poporului evreu, când poporul și-a petrecut noaptea încins și cu făcliile aprinse. Au stat în fiecare moment așteptând să le dea cineva startul. Au sacrificat mielul, au stropit sângele, au mâncat azimile, totul a fost gata. Au tăcut când au așteptat s-au întrebat cât mai e, ce ar fi făcut? Vă imaginați cântând, așteptându-și eliberarea, văzând prin veacuri, nu exodul acela pământesc, ci exodul acela ceresc, nu știu cât au înțeles sau câți au înțeles, dar știu că Moise a înțeles. Știu că Moise s-a așezat înaintea lor nu ca un om care nu vede, ci ca unul care vedea eliberarea finală. I-a dus prin valurile Mării Roșii și au trecut ca pe uscat nu prin marea roșie ci prin botez așa zice Pavel mai târziu a fost botezați în mare când deasupra lor s-a așezat norul și stâlpul de foc Pavel spune au fost botezați în nor Exodul a fost un pelerinaj al botezului între două lumi Lumea care s-a închis și lumea care, se, care va veni. Unde suntem noi? Unde suntem noi ca fecioare înțelepte, ca mireasă? Unde suntem noi ca popor al exodului? Unde suntem? Dragii mei, e noapte în lume. Din ce în ce mai multă noapte. Fără de legea, e din ce în ce mai profundă. Oamenii au exclus legea lui Dumnezeu din preocupările și din binecuvântarea lor. Perspectiva aceasta este o perspectivă de blocaj. Din ce în ce mai mult întunericul se lasă peste istoria noastră. Oamenii se obișnuiesc cu întunericul. Încă le și place. Cuvântul lui Dumnezeu spune că le place pentru că nu se văd faptele lor. Nu se văd că sunt rele. În noaptea aceasta, poporul lui Dumnezeu este chemat să stea încins și cu făcliile aprinse. În pilda celor 10 fecioare zice cu candele aprinse. Candelele reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Uleiul reprezintă Duhul Sfânt. Este dispozitivul acela escatologic pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ca în mijlocul acestui întuneric să existe lumină. Și lumina asta să fie în poporul lui Dumnezeu. Tu ești chemat să unești Cuvântul lui Dumnezeu cu Spiritul lui Dumnezeu. Să unești Scriptura cu Duhul Sfânt. Ești chemat să realizezi această reacție. Pentru ca întunericul să dispară. Și lucrul ăsta va trebui să fie făcut cu laudă, cu mulțumire și cu bucurie. Niciodată n-a fost nevoie mai multă de lumină decât atunci când a fost întuneric. În timpul zilei nimeni n-a prinde lumina. În timpul nopții e nevoie să se aducă candelele. Mai devreme sau mai târziu, lumea va striga după candele. Lumea va striga după lumină și cei ce sunt purtători de lumină și de candelă vor trebui să iasă în față Vreau să te întreb, acum, cu cinci minute înainte de a fi prea târziu, cu 5 minute înainte de a începe criza, vreau să te întreb. Ești purtător de lumină. Ești purtător de candelă. Ești purtător de ulei. Ai și de rezervă. Îți va ajunge și în timpurile de criză. Ești plin și botezat de această minune a prezenței lui Dumnezeu, cum au fost evrei înconjurați de mare, de nor, de stâlpul de foc. Dragii mei, acestea sunt primele roade ale acestui sabat. Domnul să ne atingă inimile ce să ne ajute să ne uităm repede de tot după candele și ulei. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru odihna acestui sabat. Îți mulțumim pentru cuvântul tău frumos, adânc. Mângăitor pe de-o parte, neliniștitor pe de alta. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, părinte, care ne, ne roagă să ne trezim mai repede decât prea târziu. Ne roagă să ne trezim, Doamne, acum, înainte ca criza să ne bată la porți, înainte ca. Uleiul să nu mai poată să fie de găsit? Ce acum, Doamne, dă ne putere de a deschide cuvântul tău și de a ne conduce viața pentru a fi umplută de prezența Duhului tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru că ne iubești, Tată, și pentru că ne-ai umplut viața de binecuvântările tale. Îți mulțumim pentru că suntem răsfățați de cuvânt, răsfățați de grija ta, răsfățați de binele tău. În același timp, Doamne, ajută-ne să nu ne purtăm ca niște copii ai răsfățului, care s-au obișnuit, Doamne, să fie slujiți de cuvânt, să fie slujiți de Duhul tău cel sfânt să fie slujiți de Domnul Isus Hristos, iar ei doar să întârzie în pregătire. Venim înaintea ta să te rugăm să ne dai gândul redeșteptării, Părinte. Fă să căutăm prin colțurile uitate briul, Doamne și fă să ne încingem ca să putem să stăm treji. Și ajută-ne, Doamne, să căutăm și făcliile, să căutăm și focul și să aducem, Doamne, lumină în viețile noastre și în lumea aceasta. Doamne, dacă nu ne-am văzut importanța până acum. deschide ne ochii să vedem câtă nevoie ai pus pe umerii noștri. Adică câtă nevoie are lumea de noi. Câtă nevoie ai tu de noi. Cât de frumos este prețul pe care l-ai pus pe fiecare dintre noi. Ce fă, Doamne, ca în primele roade ale acestui sabat, rezultatul să fie redeșteptarea noastră și dorința noastră după tine. Amin.